Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte vor mai fi averse însoțite de descărcări electrice în Dobrogea, Muntenia și izolat în Oltenia, Transilvania și Moldova. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 15-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 12 și 19 grade. Mâine, vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, unde vor fi averse, ce vor avea caracter torențial și pe alocuri se vor semnala descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade, ușor mai ridicate în vestul și sudul Olteniei. Conținutul de umiditate în cultura neirigată de porumb va prezenta valori scăzute în Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, Moldova, Banat și local în Crișana. În cea mai mare parte a Transilvaniei, local vestul, nordul, nord-vestul și centrul Moldovei, sudul și izolat nordul Crișanei, nord-estul Banatului, aprovizionarea cu apa a solului se va încadra în limite satisfăcătoare până la apropiere de optim. În regiunile agricole afectate de seceta pedologică se va înregistra în continuare ofilirea și răsucirea aparatului foliar la culturile prășitoare, uscarea frunzelor bazale, precum și forțarea proceselor fiziologice ca urmare a creșterii consumului prin evapotranspirație al plantelor. Floarea soarelui își va continua înflorirea, maturitatea în ceară și începutul maturității depline pe aproape întreg teritoriul agricol, cu o stare de vegetație pe ansamblu bună. La cultura de porumb se va definitiva apariția paniculului, continuându-se totodată înflorirea și mătăsirea, precum și maturitatea în lapte și ceară. În toate bazinele specializate, sfecla de zahăr se va afla predominant la alungirea și îngroșarea axei hipocotile. Cartoful pentru consum va parcurge creșterea tuberculilor și înflorirea, iar la soiurile de vară va fi posibilă uscarea prematură a vrejilor și izolat începutul maturității tehnologice. În plantațiile pomicole se vor continua înfrunzirea, creșterea, coacerea rodului, dezvoltarea mugurelui terminal și acumularea zaharurilor în fructe, precum și recoltarea la cais, piersic, prun, măr, păr. În cea mai mare parte a podgoriilor, la vița de vie se vor semnala creșterea frunzelor, lăstarilor, boabelor. În cea mai mare parte a podgoriilor, la vița de vie se vor semnala creșterea frunzelor, lăstarilor, boabelor. De asemenea, la soiurile extratimpurii și timpurii de masă va fi posibilă declanșarea fazei de maturare a boabelor. Recomandări de specialitate. Continuarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare la grâul de toamnă și fructele de sezon. Eliberarea terenurilor de resturile vegetale, efectuarea lucrărilor de întreținere la speciile prășitoare, pomii fructiferi și vița de vie, combaterea bolilor și dăunătorilor, ierbicidări, aplicarea irigațiilor pe arealele agricole afectate de seceta pedologică. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.